Aduc banii fericirea? Asta este întrebarea care te pune pe gânduri, indiferent dacă ești un câine maidanez, om al străzii sau multimiliardar. Un câine de rasă cu pedigree, fără familie, este un maidanez. Un om iubit de familie, fără familie, este un om al străzii. Iar un multimiliardar, fără familie, este un om al străzii, care nu stă pe stradă, stă în palat. Dar când auzi cuvântul familia, la ce te gândești prima oară? Nu bă, animalule, la bunici, că ei te-au șters la cu**, când erai cât un cu**. Astăzi o să vedem reacția bunicilor la Peugeot-ul pe care l-au cumpărat în 2003 și l-au dat după 18 ani și reacția lui Danny, care a fost alături de Blond de când mergea pe două roți până a ajuns la 4. Dar hai să vă pun puțin în temă. În prima parte mi-a fătat mie creierul o idee, și anume să-i cumpăr Blondului meu prima lui mașină. Da, Peugeot. L-am luat pe gurița mea, am tras pe dreapta două bilete de avion, am ajuns la Iași, iar cocioaba nu pornea. Am luat o platformă, am navigat 7 ore până pe insula Cosmopolis. În partea a doua, i-am zis Blondului că nu mai vreau să aud de Mobile Fox pentru că m-au torsnit păcănelele cu 25.000 de euro pe lună, iar apoi am dat relicva. Acum hai să vedem reacția familiei. Și ce avem aici, domnul Daniel? Să înțeleg, două negrese? O negresă, păi și doamna Monica ce are de zis despre asta? Doamna Monica e blondesă. Dar ce maltă nu avea asta aici? Adică dacă ăsta nu avea, nu te dai seama? Că nu e al tău? Da, asta e singura chestie. Avea 40 și un X de la X5. De ce nu înțeleg? Că putea să le dea la jos. Da, mă, asta facea omul ăla. Și hai să-i pun înapoi 406. Sincer, cred că și cred că nici nu știa ce. Și ce mai e diferit la aia? Te-am zis singura chestie că era în plus. Ce era? A, ăla? Da. Atât băga mea. Dar și lui Rare și am zis, a, nu e a mea, că uite, a mea scria 40X pe ea. Rest e identică. Și fii atent, iară de m-am mai luat. N-avea de asta. Păi și poate îi punea ăla, ești nebun? Da, se întorcea înapoi în 2005 și îi punea unde ăsta. Și ce, care partea proastă? Nu știu, toată mașina. Are două butoane în plus. Opa. Vezi, asta e mai șmecheră. Dar nu cred că merg. Ei. Da, are două butoane în plus. Au, 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 au. Nu, are un buton în plus. Ăsta, nu știu ce face. Da, dar nu înțelegi, mașina este French. Au, 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 au. Așa mă dare și pe mine inima că stai și te uiți și nu dai subscribe. Dă-mă, tată, subscribe și scăpați, stau mereu să te cert. Sorry. Mașina este franțuzească, Creative Technology și e mai greu. Da, scaunul ăsta e tare rău. Tu ești tare rău. Nu, tu ești tare rău. Mamă, dar vezi că e boina galava rău. Bă, dar oare să o colantez sau să vopsesc? Ale, vreau trântită, cu niște jante, crom. Nu, trebuie să fie aceleași jante. Iar sta cu jantele mele. Nu, trebuie să fie aceleași jante. Eu personal aș păstra o cu jantele astea originale. Dar mai știu, nu știu, poate să le... Avem și păr, tată. Ce? Avem și bări? Bări, ia uite. Ia uite bări, transversale. Și vezi că ai și două aripi, Daniele, să-ți faci talentul cu ele. Aripile, da, unde? Poate jucăm în fotbal cu două bări. Mamă, Gugule a nenorocit. Te zicea cum e asta polișată? Că e tare vopseaua. Chiar e tare. Gata, m-am găsit rezolvarea. Ia. Ia. Ia uite pe cum timpuri. I-a pus jurul băgat în mijloc. Știi care era devizia la Dacia pe timpuri? Nu. E păcat să pui colier unde poți să leși cu sârmă. Daniele, vino aici la VIP. Haide-mă la VIP. Auzi, mă, dar nu știam că ai și M&M-suri în mașină. Dă-i direct cu accelerație, ținu la 3000. La uși control. Așa, și când pleci tu ai plecat. 40 de grade. Normal că nu pleacă de pe loc, pentru că e singurul de aici care are husă Mobile Fox. Asta merge pe huse, nu pe benzină. Intră pe site, alegeți modelul, bagă codul BISOI ca să ai o reducere pe care o poate digera stomacul unui om de mărime medie, ca să putem pleca o dată de pe loc. Ia uite, mă, stă toată lumea după tine. Las-o că n-are nimic, închide ăla, încă bordul merge. Și ai plecat 3000. Și ai plecat 3400. 3000 de euro. Hai, dai, băi, ești nebun, vezi că chiar am plecat? Da, mă! Ușor, 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 ușor. Că-i de aia a doua și pleci cu a treia. Atât. Că-i de aia a doua și pleci cu a treia, uite. Da, mă! Centura, băieți? Mi-e frică să pun centura, că poate trebuie să ies dacă ia foc. Dar cred că stau senzațional de bine. Băi, chiar stai bine. Bă, uite-l, ia uite-l cum se șchenes. Wow! Bă, stânga! Mamă, mă, că ești fata! Repede, repede, repede. Dar unde e Daniel, chiar? Plecă? M-a luat și pe mine până la prima. Să trăiți, unde? S-a blocat geamul. Deschide no. Geam. M-a luat și pe mine la prima. Să trăiți, hai. Și-a luat cafeaua. Și-a luat cafeaua. Unde stai, mă? Auzi că e comandat de mașina asta, Daniele. Trebuie să vorbești în asta. Bună ziua. Sunt foarte impresionat. Ține-te. Nostalgia m-a trezit la realitate. Vrei un M&M's? Zbura a ajuns de la asta la Ferrari. Ești mândru de prietenul tău? Da, sunt. Dar sunt mai mândru de Daniel. De Daniel, de ce? De ce? Pentru că fără Daniel nu se putea ajunge de la Peugeot la Ferrari. Că n-avea cine să cumpere Peugeot. Adevărat. Stai seama, a ajuns lumea să cumpere replici după mașina mea. Nu e cu ciun detailing înainte să-i dai, mă, bulangiul. Bă, l-am murdărit-o Daniel înainte. Uite aici, aici puteți vă... Ăla nu-i detailing. Așa cred că prinde viața, ești prost. Uite-mă ce mi-a adus. Și că repară tu. Îi lipsește de undeva? Nu, în plus, că doar nu-i dau mașină fără piese de schimb. Adevărat, da? Urcă repede! Nu cred, ce cu mașina asta? Ce cu mașina? Uite-te mai bine la aia. Mașina asta, mă. Uite-te. Asta nu a fost prima mașină lui Zbâr? Ba dai! Nu cred. Asta nu a fost prima mașină. Ia o ciocolată, că i-ai fost cu minte. Uite, îți dau o ciocolată. Ia și
Au spus dai. Am zis să vii mai repede. Trage ușa. Nu mai mere. Trage mă ușa. Dai mă tare cu ea. Așa. Are astea, nu pot să cred. Da chiar Gogule. Stai și ca în CFR. Ia uite-l cum stă și că e șofer de autobuz. Uite, ăsta e brafonul prins în pioneză. Nu, e asta de M&M. M&M, survei? Ia. Ia pe in. Ia alegeți tu. Merge? Ne dai insignia pe ea? Da. Da? Dacă măcar... Păi, dar asta merge, b***a! Care asta merge, insignia nu mai pornește. Nu cred. Da. Și aici... Uite cu... Yo! Așa, frate! Da, mă! Atât. Mă, dar ieși repede, ieși repede, că nu putem să oprim mașina. Ieși repede. Ia uite cum fuge, auză-l! Hai, dă-mă, că nu putem să oprim. Vine repede! Vine repede! Hai, te urci cu noi! Bă. Hai, repede! Hai, repede, destul de repede! Hai, repede! Hai, mă, că are loc! Pune-ți 500 de cai! 502! Două mărțoace. Noi facem 406 cai. O mai știi? Deci nu pot să cred. Cum dracu să nu știu? Oricum mi s-a părut ciudat că parcă arată un pic mai rău ca aia. Păi da, a trecut asta, timpul. Asta da, a trecut timpul. Da. Diferența e de sport aici. Nu faci. Băi, Google, calmează-te. Băi, băi, naga. Amă de... Amă de... Mi-arată cam minus 3900 de kilometri, ești prost? Wow! Cum se pare? Amuzant rău. Așa e, când ai Ferrari. Da, da. Vezi, acum nu-i mai place, s-a ajuns femeia. Băi, în primul rând nu știu mie așa, dacă mașina s-a ajunge noroc, poate trebuie să pui și tu mâna, da, să o conduci puțin. Ia, hai. Da, 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 da. Peste vreo un an, ce ar trebui. Păi, dar asta e, ce vrei de mașina asta, că ești o mașină frumoasă, da. Și, pe lângă asta... Wow! Cu asta te-a agățat? Da. Nu, cu BMX-ul. BMX-ul? Da. Mai, cum ar fi să iei BMX-ul pe care l-am avut? Eu am vrut să iau și BMX, dar tot timp. Dar nu, fix BMX-ul de l-am avut. Alo, ăla e locul meu, domnișoară. Ce cauza? Asta e locul meu din 2014. Na, și după aia a devenit locul meu. Da? Mi-am zis că în 2016 am luat carnetul de NI. Te rog frumos. Dar locul tău e lângă ăsta. Da, da. Lângă asta? Da. Ferească Dumnezeu. Ia vezi o să rimerești la tine. Mamă, dar chiar e tare. Ce să faci cu ea? Dar n-ai, vezi că e challenge, n-ai voie să ieși 24 de ani în mașină. O să o pun la vânzare din septembrie, băieți, dacă vrei să... Da? Da, și după aia ți-o dă ție cadou. Ca vând, deja vinde că e, nu? Și pe asta o să mergi. Da, da, o să-i facă conversie la cutia automată. Da, chiar vreau... Și pune motor 2 și zi. Faceți cumva, vă rog eu să cânte și să mă bălângă în așa. Fii atent. Tu... Ia cântă-mă 5 gang. Da, hai, hai, cântă. Sos! Sos! În cantități industriale. Mai am zis să rupe ușa aia. Eu chiar mă distrez. Dai la ea. Mă, crezi că eu nu fac nimic? Nu cred. Așa face ea? Da, ea n-are senzorul ăla. Regina reginelor, tu ești șefa șefelor. Ia băieți, îl sunăm pe domnul Căplescu. Da, crezi că ăsta o să recunoască instant? O să zică, wow, nana, am văzut-o de-aseară. Ce faci, nana? Băgam în ceste. Hai până jos, ți arăt ceva. Hai că trag pe mine ceva. Trage în tine. Vreau fiecare să zică reacția lui dinainte. Oh, nana, stai aia. Bun, bun, tu. Ce fac cu nana? O lași înapoi? Eu zic o să zică, mă, la da, asta e mai bună, mă, decât Ferrari-ul ăla, zic eu. Asta e mașina, mă. Te-i tu? Voi n-a galat, mă. Mi-a dat flash. Ce fa, nana? Ia vezi salutul dracului. Mă, nana. Mi-a dat ăsta cadou o mașină. Ce mașină? Ce mașină crezi că s-a gândit să-mi dea cadou? Tu te încur. E chiar aia. E chiar aia? Da. Nu te cred. Ba da. Nu trebuie. Nu trebuie. Bă, diesel e. Deschide ușile, se aerisească. Da, chiar bună idee. La mine la... La sfer de cheie. La minisfer. Câte amintiri ai la asta? A oprit-o. Și Colstart-ul? Ha? Colstart. Dar nu mai de Colstart. De ce? Fun fact. Și tu știi la ce mă uit. Acum 7 ani am lipit un sticker cu cult aici, da. Care nu s-a, bă, nu s-a dezlipit pentru că nu știa nimeni de el pe ce se vedea. Cu stânga. Da, 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 deci îți place? Bă, dar mă jur că e identică, sunt la picioare. Și rugina pe ea și tot. Mi se pare foarte amuzant că absolut fiecare lucru care era stricat la mașina mea, e stricat și la asta. Da, adică nu s-a, n-a fost o întâmplare că s-au stricat la mașina mea, știi? Acum bunica mea și bunica mea cred că o să fie foarte emoționați că ei au pus foarte mulți bani la mașina asta. Aolo. Da. Și la asta? Înapoi, din la asta, la aia altă. Da, nu, la asta, dar prima oară. Da, ia uite-o, da, boina, boina, galava. Ia vezi a treia. Fac. Frâne nu prea avem. Merge cu chif.
zeci un gunoi. Ce faci, mă, ești acasă? Păi sunt acasă, mă, dau bătaie când vii acum. Ca să nu ți ieși tu bătaie când iese afară, dă repede subscribe și ai scăpat, tată. Te uiți liniștit. Păi hai că veni acum, ieși până afară. Băi, ieși afară, băi. Hai să arăt ceva, mi-am mai luat o mașină. Mi-am primit-o cadou mai mult. Hai să rămână. Ia, vino să vezi. Ce să rămână? Mașina, mi-am luat asta mașina. Cine ți-a luat mașina? Bisui. Frate, tău ăsta sau copilul tău? Depinde de zi. Da? Da? Păi ăsta e ca Peugeot-ul nostru. Păi ăsta e Peugeot-ul ăla. Nu, e ăla. Cum adică nu e? Nu, nu. De unde știți? Păi ăsta a ajuns în Iași. Păi de unde știi că n-a ajuns? Ăsta e. Păi vrei să vezi dacă îl cunosc? Uitați-vă la unul, că e același. Nu, nu e. Cum adică? După ce te-ai luat? Nu, nu e. Ăla e. Nu este. Te-ai curățat, l-a curățat Daniel. Nu, nu e același. E același model, dar nu e ăla. Dar ce n-are? E exact la fel. Nu. Are tot ăștia care le aveam noi. Nici tapiseria era altfel. Nu, era la fel era. El era la fel. Chederul, care a fost rupt. Voi vedeți că toată familia Zvărnoia s-a prins instant, doar dar zici că am avut-o o lună. Deci eu cunosc mașina, cum atâta? Ia și spate. Cred că nu înțelegeam, am avut mașina asta 18 ani. Ești prost, ești fiecare centimetru. Uitați cum arată. Și asta. Ia, pe ce e făcut aici? Nu, a vândut-o pe toată și caroseria, pe piese. La dezmembrări? Uitați cum e într-o. Ce asta cu Iuda? A, nu știu, asta... vrema ta? Păi să vândut, să mă chinui, să fac ce să fac, că iau carnet. Să-ți iei carnetul. Să-mi iau carnetul. Cred că l-ați înaintea mea, știi? Când am vrut eu să iau carnet, a zis tătaie tău, puze e carnet. Eu nu stau în dreapta. Unde tătaie? În casă. Hai să-l chemăm să vedem dacă el crede că e. Bună ziua, salutați. Să trăiți. Uuu, zic. Hoba? Ce faci? Ce la picior? Aveți pană. Se rupse. Se rupse. Ce fac copii? Vreți să vezi ce mașină am primit? Ce mașină, mă? Am primit o mașină cadou. Unde e? Aici. Te-ai uitat în portbagajul ăla? Geama ta nu ăla? Nu. O grămadă de bani. Ne facem oameni. Nu. Bă, băiete, să nu spui că... Că ce? Asta e în Peugeot, mă? Mm-hmm. Peugeot 406. E fix ăla. Nu fi... Ia. Ia că are gogul. Bă, gogule. Dar nu spui tu că nu e. Nu e, mă, asta care a fost a ta, mă. Lasă-mă, Andrei, cum păi. De ce nu e? Am eu un secret acolo. Ce secret? Păi, lasă-mă, Andrei, cum păi. Păi eu nu știu cum le-a fi dracu, era. Era acolo. Nu e, mă, lasă-mă, că nu e. Ce era acolo? Păi era, că nu... Ce era? Era? Și plus de asta nu abia asta. Ba da, așa era. Ba da, dar da, ce era aici? Ieșea ăla de acolo. Era un bumb acolo, știu ce era. Dar fix aia e. O fi fix ca aia, dar nu e aia. Dar are pană, are pană. Băi, dar știi cine sunt dreapta? Director. Băi, vă place? Da, amintiri. Amintiri. Așa la tine și parcă m-au luat amintirile. Încercăm să recreăm behind the scenes. Asta. Păi eu l-am filmat acolo. Apropo, dacă sunteți curioși de ce arată tricoul ăsta așa pe mine, este pentru că nu este tricoul original, da, din, da, filmarea aia, e tricoul lui Rareș. Adevăr este că a dat de bani și a început să mănânce bine.